Grădina zoologică din Brașov a cheltuit pentru amenajarea spațiilor pentru pinguini, foci și lei de mare mai mult decât e pregătită să dea regia autonomă a protocolului de stat pentru reabilitarea vilei din aviatorilor. Ați auzit bine? 17 milioane de lei într-o perioadă de 5 ani e cheltuiala. Directorul grădinii zoologice spune că e vorba de lucrări complexe, unice în țara noastră, iar șantierul a durat atât de mult din cauza lipsei de specialiști. Generatorul este un generator de backup special dedicat pentru spațiile noi, doar pentru pinguini foșile de mare, iar tot ceea ce se vede deasupra, pe acoperișurile clădirilor, sunt instalații de ventilație, de menținere a căldurii în spațiile interioare. Noile adăposturi pentru aceste specii au fost amenajate în zona centrală a parcului zoologic. Acestea au suprafețe cuprinse între 600 și 800 de metri pătrați, atât parte de uscat cât și parte de apă. Aici vor fi aduse 10 perechi de pinguini, 4 lei de mare, dar și 2 foci. La finalul lui 2018, Zoo Brașov a semnat cu o companie locală contractul pentru lucrările de proiectare și realizare a adăposturilor pentru pinguini, lei de mare și foci. Construcția în valoare de 17 milioane de lei, care a durat 5 ani, este o premieră în România, spune directorul instituției. De ce au durat atât de mult lucrările? Cum spuneam, e o lucrare foarte complexă. Chiar nu s-a mai făcut în România și nu numai faptul că este ea complexă, ci și faptul că sunt volume foarte mari de apă, ce necesită o ciclare în prealabil și o stabilizare. Cuprinde și conține un sistem foarte amplu de filtrare. Pe 2 etaje, minus 1 și minus 2, sunt sisteme și pompe de filtrare și de tratare a apei. Este o apă sărată. Brașovenii sunt nedumeriți de durata mult prea mare de realizare a adăposturilor. De ce credeți că au durat atât de mult lucrările? Probabil ca România durează totul mai mult. Practic e șantier în lucru în momentul ăsta. Este de 5 ani șantier în lucru, vi se pare normal? Nu. Ar fi trebuit să dureze atât de mult lucrările? Nu, și încă am văzut foarte multe în paragină și neîngrijite. Da, și cu toate astea tot venim. Poate nu au fonduri, nu știu. Administrația, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Focile și leii de mare ar urma să ajungă aici cel mai probabil în această vară, de la mai multe grădini zoologice din Olanda, Franța și Germania. Cât despre pinguini, Zoo Brașov poartă discuții avansate. Îi așteptăm cu mare drag. Copiii mei sunt chiar foarte nerăbdători. De cât timp ați auzit că vor fi? De anul trecut. Am mai venit în vizită, dar nu era încă gata, amenajat spațiul. Am trimis îngrijitorii care vor avea grijă de animale în momentul în care vor fi aici, la un training de pregătire cu colegii mai experimentați de la grădina zoologică din Vesprim, din Ungaria. Îngrijitorii noștri au stat acolo o perioadă de 5 zile, timp în care efectiv au lucrat cu animalele celor de la grădina zoologică respectivă. Grădina zoologică Brașov a primit aproape 300.000 de vizitatori în 2022, iar în 2023 peste 318.000. Din 1 martie, obiectivul turistic trece la programul de vară, de marți până duminică, de la ora 9 la ora 19.